sunt Elena Oceanu și la interviul Live Doc de astăzi vă propun să aflăm ce funcționează cu adevărat când vine vorba de slăbit. Invitata mea de astăzi, Cori Grămescu, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate antrenoare de fitness din România, ne va dezvălui astăzi rețeta magică pentru silueta perfectă. Bună, Elena! Mulțumesc de invitație! Îmi cer scuze, sunt foarte răgușită. Nu e nicio problemă. Dar sper să ne descurcăm. Cu siguranță. Există, deci, o rețetă magică? Da, se cheamă muncă și perseverență. Aș vrea să spun că e ceva mai sofisticat de atât, dar ăsta este adevărul. Pentru a ajunge să, nu doar să atingem acea greutate la care visăm, ci să o și menținem în timp, trebuie să fim perseverenți, trebuie să avem în mod constant grijă la ceea ce mâncăm, să ne preocupăm în mod constant de programul de antrenament, și să facem asta într-o manieră nu foarte solicitantă, într-o manieră în care să putem continua acest stil de viață practic întotdeauna, în fiecare săptămână, în fiecare lună, fără niște eforturi ieșite din comun. Cred că cel mai greu e începutul, să începem. Deci cum facem să trecem de la un stil de viață așa mai haotic la unul echilibrat, să spunem? Cred că primul pas ar fi să avem un plan realist și să folosim acele instrumente care ne pot direcționa înspre a conștientiza zonele în care chiar avem probleme. În primul rând, foarte multă lume pune semnul egal între dietă și cură de slăbire. Sunt două lucruri complet diferite. Un regim alimentar sănătos, o dietă echilibrată pe care să o urmăm în timp, să o putem urma în timp, nu se întâmplă de azi pe mâine, nu ajungem acolo din prima, și nici foarte ușor, pentru că, în primul rând, mai ales dacă trecem de la o alimentație foarte dezechilibrată, vorbesc de cazurile acelea de persoane care mănâncă mezeluri, mănâncă foarte des la fast food, foarte multe alimente prăjite, în momentul în care le spui să mănânce sănătos, prima problemă pe care aceste persoane o au este că nu sunt obișnuiți cu textura alimentelor, nu știu să gătească, nu știu să-și facă aprovizionarea, în primul rând. Deci trebuie să avem răbdare în acest proces. Așa că începutul ar trebui să fie unul gradual. Dacă ar fi să spun, nu știu, primele trei chestii pe care trebuie să le facem, aș spune că cel mai important ar fi primul pas să mâncăm legume la fiecare masă. Sunt foarte mulți oameni care nu mănâncă aproape niciodată legume sau mănâncă foarte rar. Deci să mâncăm legume la fiecare masă. Câte legume? Cam jumătate de farfurie. Pentru început, primul pas ăsta este suficient. Al doilea pas este să ne cumpărăm mâncare cât mai sănătoasă. Adică să ieșim din variantele acelea în care luăm repede ceva gata preparat sau ne oprim la un fast food în colț sau, știu eu, poate optăm pentru o pungă de pufuleț sau ceva mezeluri luate în drum spre casă seara și să încercăm să mâncăm cât mai des ingrediente naturale. Din nou, legume, fructe, carne în adevăratul sens al cuvântului, dar nu carne procesată, lactate naturale, nuci, semințe, migdale. Deci să încercăm să mâncăm diversificat, să trecem de la pâine albă la pâine neagră. Deci aceste schimbări graduale în alimentație sunt mult mai ușor de gestionat pentru oamenii care mănâncă foarte nesănătos și le pot urma mai des. Al treilea lucru foarte important este hidratarea. Multă lume a luat cumva acel promo care circulă pe toate posturile de televiziune, care spune să consumăm zilnic 2 litri de lichide. Și acei 2 litri de lichide au ajuns să fie, știu eu, sucuri, ceaiuri, cafea, alcool, Dumnezeu cu mila. Practic, ar trebui înlocuit cu 2 litri de apă pe zi. Ar trebui să ne preocupăm să consumăm 2 litri de apă pe zi, pentru că noi, din păcate, suntem foarte deshidratați. Petrecem foarte mult timp, de exemplu, cei care lucrăm în birouri, da? Petrecem foarte mult timp în încăperi cu aer condiționat, care este foarte uscat și ne consumă mult din resursa de apă a organismului. Nu bem suficientă apă, stăm la o temperatură mult mai ridicată, mai ales în sezonul cald, da? În sezonul rece, scuze, la o temperatură mult mai ridicată decât am avea nevoie și pierdem apă din organism, deci suntem cumva deshidratați destul de tare. Cred că asta e începutul. Și apoi, pur și simplu, să ne ținem de treaba asta și de la o săptămână la alta să adăugăm schimbări pozitive, mici lucruri, mici câștiguri înspre ceea ce înseamnă, de fapt, un stil de viață sănătos
Și nu în ultimul rând să monitorizăm aceste lucruri, să ținem un jurnal, să notăm, să facem cumva, să păstrăm contactul conștient cu aceste schimbări, pentru că de foarte multe ori se întâmplă și mie mi se întâmplă și tuturor ni se întâmplă să avem câte o zi sau o perioadă foarte aglomerate și atunci atenția noastră se duce înspre acele probleme cu care noi ne confruntăm. Nu prea ne mai arde de pătrunjel și broccoli când, știu eu, suntem cu nivelul de stres foarte ridicat, suntem foarte, foarte presați, avem foarte mult de lucru sau, nu știu, ni se îmbolnovesc copiii pe acasă. Nu prea ți arde atunci de lucrurile astea. Și dacă monitorizăm și păstrăm contactul cu acest proces de schimbare, de fapt vedem că de la o săptămână la alta lucrurile se întâmplă, dar nu se întâmplă peste noapte. Dar n-ai pomenit nimic despre mișcare până acum. Începem să înțeleg cu dieta. Să facem schimbări în alimentație și abia apoi să ne apucăm să... Trebuie să funcționeze organic. De fapt, trebuie să fie un proces care funcționează organic. Nu trebuie să începem cu toate odată. Nu e o renovare, știu, un extreme makeover al întregii noastre vieți. Pentru că, mai ales dacă suntem undeva în preajma vârstei de 30-40 de ani, și cam acolo e momentul în care suferim un declic și ne dăm seama de care sunt lucrurile cu adevărat importante. Deja la vârsta asta avem niște obiceiuri formate, avem o rutină zilnică, avem un program care e destul de greu de schimbat. Iar mersul la sală în sine presupune o schimbare majoră a stilului de viață, adică nu e doar ora aceea de sport pe care o petreci la sală, mai ales dacă locuiești într-un oraș aglomerat, este ora de sport plus drumul până la sală dus întors, plus eventual dușul făcut la sală, adică se adună cam 2 ore și jumătate. E foarte ușor să te gândești ce înseamnă o oră de sport pe zi, nu înseamnă mare lucru, dar în realitate dacă te duci la sport, nu e doar o oră, sunt mai multe și atunci sfatul meu este să începem să îmbunătățim dieta, să încercăm să facem mici schimbări în programul zilnic, în așa fel încât să acomodăm ceva mai multă mișcare fizică, poate chiar să facem acasă unele exerciții și să găsim acea sală care este ori aproape de birou, ori aproape de casă, ori cumva pe drumul nostru, în așa fel încât să nu necesite un efort foarte mare de deplasare, mai ales în București este coșmar cu traficul, și nu în ultimul rând să fie potrivită obiectivului nostru. Eu am deschis acum o sală nouă și cumva a fost foarte interesantă experiența, pentru că trecând de la publicul sălii pe care o am în Piața Unirii, care este o sală veche, suntem acolo de 12 ani aproape, e un public educat, un public matur care vine la noi de mulți ani. În partea asta sunt foarte multe cliente noi care vin din birourile din Piața Victoriei și a fost... Și pentru mine, mă așteptam să fie o diferență, dar și pentru mine a fost surprinzătoare diferența. Oamenii care nu fac mișcare au nevoie de adaptare, au nevoie să învețe să lucreze corect în primul rând. Exact. Au nevoie de antrenamente care să le reechilibreze postura, pentru că statul ăsta ore în șir la birou produce niște dezechilibre foarte mari la nivelul posturii, la nivelul modului în care ne coordonăm până la urmă. Și atunci primele săptămâni sunt efectiv de adaptare, deci înveți să respiri, înveți să-ți conștientizezi corpul, înveți să-ți încordezi corect mușchii, trebuie să lucrezi lent și atunci e mai puțin important, cumva e important doar să ajungi să faci mișcare. Nu contează atât de mult să te duci la antrenamente foarte grele sau foarte intense, pentru că oricum, dacă n-ai făcut sport, oricum nu vei lucra corect, oricum nu e indicat să te forțezi, adică lumea cumva a intrat în, cum să spun, a intrat în acest cerc vicios din punctul meu de vedere, de fugă, goană după rezultate, repede, să obținem repede rezultate cu orice preț, cu orice cost, iar pe termen lung această strategie e foarte, foarte păcătoasă și foarte ineficientă, pentru că se accidentează sau se demotivează foarte repede sau văd că nu pot menține rezultatele în timp. Adică 2-3 luni reușești să ții totul la oaltă, dar după aia e foarte greu să te menții acolo. Și atunci, pentru cei care vor o schimbare blândă, pentru cei care vor o schimbare care să dureze în timp și să fie într-adevăr schimbarea lor personalizată, adaptată stilului lor de viață, trebuie să înceapă cumva cu pași mici de la coadă la cap, adică vor ajunge și la rezultatele alea, poate nu în 3 luni, poate în 6, dar cu siguranță parcursul ăla va fi
o lecție mult mai valoroasă decât un heirup așa în care nu mâncăm mai nimic, ne înfometăm, facem și sport, mai eventual mai luăm și 2-3 pastile de slăbit și n-am învățat nimic de fapt din procesul ăsta. Pentru că nu sunt schimbări care durează asta. Pentru adică că nu ține pe termen lung. Da, nu e o schimbare. Nu ai cum să rezici la nesfârșit. Exact, nu e o schimbare. De fapt, e doar o cârpeală. Încerci așa cumva să te mobilizezi repede, dar nu e o schimbare autentică, nu e o schimbare de substanță. E doar o păcăleală cumva. Dar pentru cineva care vrea să slăbească, evident că ne dorim cu toții să slăbim așa peste noapte, dar cam câte kilograme pe săptămână, să spunem, că e sănătos? Depinde, și în regulă să slăbim. Depinde foarte mult de ce plan avem în față. Adică dacă este vorba despre o slăbire de asta de 2, 3, 4 kilograme, care e o chestie cosmetică, eu le zic slăbiri de tip cosmetic. Nu știu, poate am avut un ciclu menstrual mai dereglat și am făcut o retenție de apă, ne-am umflat puțin, sau poate am avut o perioadă mai agitată și am mâncat anapoda și am luat 2-3 kilograme. Asta se rezolvă foarte repede, în 2 săptămâni maxim se rezolvă. Cu o dietă echilibrată, cu un pic de drenaj limfatic, un masaj, sunt câteva trucuri care funcționează. Dar dacă noi în mod constant slăbim și ne îngrășăm 2-3 kilograme, deja suntem în zona de yo-yo și deja schimbarea sau abordarea trebuie să fie una diferită. Pentru că înseamnă că avem dificultăți în a ne menține stilul de viață, înseamnă că avem dificultăți în a menține un program alimentar și atunci ritmul potrivit pentru astfel de persoane este undeva de maxim un kilogram la o săptămână, maxim. Deci aș spune că ar trebui să-și aloce cumva 6 săptămâni mai bine, e mult mai eficient, să-și programeze 6 săptămâni în care să facă niște schimbări de substanță în alimentația lor, să găsească acel echilibru, că de fapt problema principală vine din faptul că noi oscilăm între perioade de exces alimentar în care ne cam... ne permitem să mâncăm. Nu știu dacă ne permitem, cât ne îmbuibăm mai curând. Mâncăm așa cumva foarte mult alimente despre care știm că nu ne fac bine, dar poate că ne dau o satisfacție de moment atunci și ne spunem că oricum nu mă interesează, oricum sunt obosit, oricum mă simt rău sau poate că am o insatisfacție în viața personală și încerc cumva să-mi pansez rănile. Și atunci ne cam facem de cap cu mâncarea. După care, bineînțeles că problemele astea trec sau se atenuează și luăm contactul cu realitatea. Și intrăm în panică. Aoleu, m-am îngreșat, ce fac? Și în loc să înțeleg că, de fapt, schimbarea este printr-o acordare, adică trebuie să mănânc și sănătos, să mai îmi fac și câte o poftă, să am și satisfacția asta a socializării, pentru că, de pildă, eu sunt un om foarte sociabil, eu ies foarte mult în oraș. Mie, dacă mi-ai luat această ieșire despre care știu că poate paharul ăla de vin e în plus sau, nu știu, n-ar trebui seara să mănânc jumătate de porție de pastă, dar îmi face bine că mă relaxează și îmi place. Și atunci încerc cumva să le balansez. Înțeleg că asta e viața mea, înțeleg că nu o să fiu niciodată, nu știu, acel gen de om care mănâncă numai frunze și se simte bine cu asta, că nu-mi place. Și cumva mi-am creat acest echilibru. Dar la început și eu eram în aceeași fază. Și atunci oscilăm așa foarte mult între perioade în care mâncăm foarte anapoda și perioade în care devenim foarte puriști și facem apologia. Mie asta îmi place cel mai mult. Apologia ardeiului, zic eu. Ne preocupăm, domne, ardeiul are zahăr, dar are nu știu ce chimicale, dar uităm că cu 2 săptămâni înainte mâncasem pufuleți, gogoși, mezeluri și mai știu eu ce alte prostii. Cumva ideea este să aducem aceste extreme undeva la mijloc. Adică, într-o săptămână, de exemplu, să avem 2-3 mese despre care știm că nu sunt chiar ok, dar să nu fie nici cele mai razna lucruri, dar nici să fim acolo undeva într-o zonă în care ne face plăcere, iar restul meselor din săptămână să fie echilibrate, să fie bazate pe legume, bazate pe carne de bună calitate, pește de captură, să mâncăm diversificat, dar totodată mâncarea asta trebuie să aibă și gust, adică nu putem să mâncăm numai fierturi și grătar fără niciun fel de aromă, fără niciun fel de savoare, pentru că în momentul ăla, de fapt, ieși din zona de stil de viață și intri în zona de restricție alimentară, restricție calorică, cură de slăbire. Prin definiție, cura de slăbire este ceva delimitat în timp, știi? Dacă sunt persoane însă care au de slăbit peste 10 kg,
acolo deja este nevoie de un pic de suport de specialitate. Trebuie să meargă la un nutriționist sau la un coach de alimentație, un coach de lifestyle, care să-i ghideze puțin, pentru că întotdeauna când ajungi să ai mai mult de 5-7 kg în plus, nu e doar o problemă de stil de viață, nu e doar o problemă de alimentație, este și o problemă de management al emoțiilor, de management al situațiilor dificile prin care trecem. Este un management deficitar al obiceiurilor noastre proaste. Și atunci programele astea de schimbare de greutate și menținere sunt un pic mai complexe. Implică și coaching, implică și suport emoțional, implică și echiparea clientului, practic, cu acele resurse prin care să poată să se autogestioneze, de fapt. E un proces de maturizare al clientului nostru și necesită ceva mai mult timp. Deci cam jumătate de kilogram la o săptămână acolo, cam așa. Dar de ce sunt cel mai greu de dat jos ultimele 3-4 kilograme, să zic? Pentru că, de regulă, mai ales dacă avem de slăbit multe kilograme, mm-hmm. corpul nostru nu este, corpul uman nu este un sistem lipsit de inteligență. Noi avem impresia despre corpul nostru că el funcționează liniar, matematic și simplu. În realitate, corpul uman este cea mai complexă mașinărie pe care a creat-o Universul. Deci e incredibil cât de bine ne adaptăm, la cât de mult rău ne putem face singuri. Și atunci, acele ultime kilograme, de fapt, sunt purtătoarele întregului proces de adaptare hormonală, nervoasă, emoțională, dacă vrei, metabolică a corpului nostru la greutatea cu care l-am echipat, la stilul de viață. O slăbire, mai ales dacă vorbim despre a slăbi peste 10-20 de kilograme, nu este doar o pierdere aritmetică în greutate. Este nevoie de timp pentru a recalibra întregul sistem nervos, întregul sistem hormonal. Durează ani de zile, da? Persoanele care au slăbit, și eu am trecut printr-un proces ăsta la un moment dat, mi-a luat aproape 8 ani de zile să-mi stabilizez greutatea. De slăbit am slăbit foarte repede, dar stabilizarea greutății, să ajung în acel punct în care să-mi cunosc corpul, să mi se reconfigureze practic compoziția corporală, hormonii mei să se reechilibreze și să înceapă sistemul hormonal să funcționeze pe o bază sănătoasă, aia a fost un proces separat în sine. Și de fapt de asta persoanele care slăbesc sau își propun să slăbească foarte mult, foarte puțin dintre ei reușesc. Undeva sub 5% reușesc să slăbească și să se mențină după 5 ani. Tocmai din cauza asta. Dar se poate slăbi, de exemplu, doar dacă facem sport și nu facem nicio schimbare în alimentație, dar că bănuiesc că tuturor ni s-a întâmplat să exagerăm așa cu mâncarea și să spunem că nu e nicio problemă, că mergem la sală și ardem acolo. Aveam pe vremuri o clientă. Noi la sala din Unirii, la un moment dat, făceam niște antrenamente extraordinar de grele. Deci ni se dusese buhu prin tot Bucureștiul, eram efectiv nebune de legat, recunosc acest lucru. Și predam niște antrenamente foarte grele. Și în perioada aia aveam o clientă care spunea că ea nu vrea să țină dietă, ba mai mult își dorește să mănânce la fiecare masă dulciuri. Și și-a făcut un calcul caloric, câte calorii înseamnă dulciurile alea pe care le mâncau, și a rezultat că trebuia să stea la vreo 6 ore de sport pe zi. Și stătea la 6 ore de sport pe zi. Și a continuat să se îngrașe. Deci răspunsul este că nu, n-ai ce să faci. Până nu faci o schimbare în alimentație, nu poți să te antrenezi cât poți să mănânci. Asta este regulă de bază. Nu pentru că aritmetic n-ar da calculele, că dacă multă lume spune chestia asta, domne, merg pe bandă o oră și consum 400 de calorii sau alerg și consum 600 de calorii, mă duc și mănânc o plăcintă, o prăjitură, o pizza, o porție de paste de 600 de calorii, tanda pe mandea, nu mă îngraș. Dar corpul nostru nu știe matematică. Corpul nostru se adaptează la efort. Consumul caloric al atletului care este antrenat, care este experimentat cu acel antrenament, scade până pe la vreo 40%. Deci, din păcate, caloriile pe care le consumăm, kilocaloriile pe care le consumăm la începutul unui tip de antrenament, la începutul unui program de antrenament, sunt aproape
de două ori mai mari decât caloriile pe care ajungem să le consumăm în același tip de efort, undeva peste 3 luni de zile, să spunem, 4-6 luni de zile. De ce? Pentru că învățăm exercițiile, învățăm să lucrăm corect, activăm corect musculatura. Corpul nostru e un mecanism extrem de eficient de conservare a energiei. Și atunci, prin tot ceea ce face, consumă minimal energie, încearcă să reducă cât mai mult aceste pierderi energetice prin adaptarea la efort, prin adaptarea la dietă, prin adaptarea la frig, da? Ai văzut, dacă ții prima dată o cură de slăbire, funcționează. A doua oară nu mai funcționează la fel de bine, a treia oară nu mai funcționează deloc. De ce? Pentru că organismul nostru învață, asimilează această informație permanent. Nu e matematică treaba. Dar invers, dacă ținem doar dietă și nu facem sport? Nici acolo nu funcționează cap-coadă, funcționează ceva mai bine, dar din păcate se întâmplă altceva. Dacă doar ținem dietă, la un moment dat vom ajunge să trebuiască să reducem caloriile pentru că pierdem masă musculară. Rolul sportului într-un program de reconfigurare corporală, de remodelare corporală, să nu-i spunem doar slăbire, este acela, pe de-o parte, de a asigura suportul metabolic, pentru că masa musculară activă este o masă corporală care are un impact puternic în metabolism, da? Consumă, mușchii consumă energie doar ca să stea, pur și simplu au nevoie de mai multă energie, unul la mână, și doi la mână, sportul are rolul de a echilibra această pierdere a eficienței metabolismului nostru. Din păcate, dacă doar ținem dietă, la un moment dat ajungem în punctul în care, pentru a continua, nu neapărat să slăbim, cât să ne menținem acolo, să trebuiască să mâncăm din ce în ce mai puțin. Pentru că odată cu vârsta nouă, oricum ni se încetinește metabolismul. Rău! Adică pierdem mult din capacitatea de funcționare hormonală. Ce funcționează la 20 de ani, la 40 de ani, e un vis frumos. Sunt amintiri din copilărie și tot așa. Adică trebuie ținut cont de această evoluție în timp. Din păcate, părerea mea este că marele defect al publicațiilor din media, mai ales în România, este că a orientat foarte mult publicul spre o gândire pe termen foarte scurt. Adică noi pierdem din vedere că evoluăm în ani, ca să nu zic îmbătrânim, da? Corpul nostru îmbătrânește. Toate aceste cure de slăbire agresive, nu știu, slăbește un kilogram pe zi, 7 kilograme într-o săptămână, taieți un picior și așa mai departe, toate astea ne ancorează într-o gândire pe termen scurt și o acțiune pe termen scurt cu care noi încercăm să rezolvăm o problemă sistemică. Dacă te duci cu genul ăsta de dilematică oriunde în altă zonă, a performanței profesionale, a performanței resurselor umane, a managementului, îți dai seama că n-are sens, dar cumva noi tot insistăm să facem asta pe corpul nostru, care e un ansamblu de mecanisme, e în sine o mașinărie atât de complexă, încât noi încercăm să rezolvăm cu o chestie punctuală o problemă sistemică. Și ni se pare că în slăbire are sens, dar n-are. Deci ar trebui combinate. Trebuie combinate. Trebuie și să arătăm și bine. Exact, și să ne menținem în timp, să ne menținem sănătatea, pentru că menținerea greutății într-un parametru sănătos nu are de-a face doar cu kilogramele de pe cântar. Nu are de-a face doar cu felul în care arătăm. Sunt foarte multe tinere care la 20 de ani încă arată foarte bine, dar ele mănâncă chipsuri cu suc și fumează și aș vrea să le văd la 40 de ani cum or să arate. După cum sunt persoane care sunt foarte sănătoase din punct de vedere medical, cu o stare generală de sănătate foarte bună, care poate nu arată ca standardul de frumusețe impus în prezent, dar sunt mult mai sănătoase și au beneficii mult mai mari pentru sănătate. Începusem spunându-vă de acele instrumente care ne ajută să monitorizăm starea noastră de sănătate și să avem o viziune globală. Avem tot felul de instrumente pe internet la care putem apela, sunt teste, sunt quizuri. Este un index de sănătate pe care îl putem face, care să ne, măcar ne orientează, ne spune, uite, nu bei destulă apă, sau nu te odihnești destul, sau nu faci destulă mișcare, sau nu mănânci suficiente legume, sau mănânci prea multe alimente procesate. Toate astea sunt, de fapt, indicatorii globale ai unui stil de viață sănătos, a unei vieți sănătoase, și n-ar trebui să lipsească niciunul dintre acești stâlpi
ai vieții sănătoase. Vorbim foarte des despre dietă și sport, dar nu vorbim destul despre odihnă, despre relaxare, despre controlul emoțiilor. Toate sunt importante, nu putem vorbi doar de unele fără altele. Totuși, cam de câte ori pe săptămână sau câte ore pe săptămână ar trebui să facem sport? Ca să recomandarea ne menținem sau chiar să slăbim? Recomandarea pentru sănătate de data asta, deci pentru beneficiile pentru sănătate, este nevoie de 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi. Ce înseamnă activitate fizică moderată pe zi? Înseamnă să ne crească pulsul peste ritmul de repaus. Adică, plimbărica aia pe care o facem noi de acasă la metrou, sigur că e mai bună decât nimic, dar nu are un impact în corpul nostru, asupra sănătății noastre, dacă nu ne produce o creștere a pulsului. Nu ne îmbunătățește sănătatea sistemului cardiovascular dacă ne plimbăm doar alene prin parc. Trebuie să mergem alert. Trebuie să simțim că ne crește pulsul, că ni se intensifică ritmul de respirație, chiar că transpirăm puțin. Deci acolo trebuie să fim 30 de minute pe zi, minim. Minim. Noi, din păcate, petrecem foarte mult timp în diverse scaune. Scaunul de la birou, scaunul din mașină, scaunul din metrou, canapeaua de acasă. Da? Petrecem foarte mult timp acolo. Mult prea mult timp. Adică nu suntem făcuți să stăm atât de mult. Suntem extrem de sedentari. Și asta le spun tuturor clienților mei și se supără foarte rău pe mine când le spun chestia asta prima dată. Dacă petrecem 80 ore pe zi la birou, da? Mai stăm și la un film la televizor încă 2-3 ore, cât este media de consum TV în România. Mai petrecem și o oră jumătate în trafic, cât e media în București. Și ne ducem o oră pe zi la sală. Nu suntem niște oameni activi. Suntem niște sedentari, pentru că cea mai mare parte din zi noi suntem sedentari. Suntem niște sedentari care fac sport o oră pe zi. Necesarul nostru caloric se calculează pentru această situație, adică nu mâncăm ca și cum am fi oameni activi. Oamenii activi sunt oamenii care timp cea mai mare parte din zi și-o petrec în mișcare. Chelnerii, curierii, cei care fac comisioane din ușă în ușă, da? Cei care, nu știu, fac o muncă fizică, taie lemne, duc o muncă fizică și fac asta cea mai mare parte din zi. Aia sunt oameni activi. Noi, dacă stăm pe scaun, la birou, la televizor, 10 ore pe zi și facem o oră de sport, suntem sedentari care fac sport și ne calculăm necesarul caloric ca un om sedentar 23 de ore și mai adăugăm bucățica aia de o oră în care facem mișcare. Așa aflăm de câte calorii avem nevoie. Deci, de asta nici nu, nici, sau și din cauza asta, nu putem mânca tot ce vrem. Așa este, dar pentru cei care vor să slăbească, ce tip de antrenamente sunt cele mai eficiente? Cele de tip cardio sau de forță? Pentru orice individ trebuie să existe un mix de antrenamente. Dacă faci doar cardio, vei ajunge la un moment dat să pierzi din masa musculară de bună calitate și automat îți vei pierde din eficiența metabolismului și pe de altă parte, dacă faci doar antrenamente pentru creșterea masei musculare, vei pierde din beneficiile pentru sănătate și pentru reducerea colesterolului și a grăsimii corporale pe care le are antrenamentul cardio. Deci, indiferent de obiectivul nostru, în antrenament trebuie să se regăsească măcar o ședință cardio pe săptămână, măcar un antrenament cu greutăți și, aș spune, măcar o clasă pentru mobilitate și postură. O yoga, un pilates, un antrenament de stretching de o oră. E foarte important pentru că fără acest echilibru postural, la un moment dat, mai ales odată cu înaintarea în vârstă, ajungem în punctul în care începe să ne doară spatele, avem tot felul de probleme cu genunchii, cu coloana vertebrală. Deci toate aceste trei dimensiuni ale unui antrenament trebuie să se regăsească. Slăbirea, respectiv creșterea de masă musculară, se fac în primul rând din adaptarea alimentației, deci dacă vreau să slăbesc, va trebui să urmez o alimentație cu un aport caloric ușor mai scăzut, cu anumiți parametri în funcție de istoricul meu de dietă, de câte ori am slăbit și de câte ori m-am îngreșat.
de analizele mele de sânge, de istoricul meu genetic, da, ce boli am avut în familie, dacă părinții sunt supraponderali, dacă părinții au diabet, sunt tot felul de, de elemente care influențează un proces de slăbire. Iar dacă sunt genul de persoană filiformă, da, foarte slabă, care vrea să câștige masă musculară, și acolo alimentația trebuie adaptată și antrenamentele trebuie și ele adaptate, dar nu scoatem partea de cardio. O reducem din intensitate, o reducem din durată, dar avem nevoie de cardio pentru sănătate, în primul rând. Da? Dar când e mai bine să facem sport? Dimineața sau seara? Că în timpul zilei suntem la serviciu, de obicei. Depinde foarte mult. Ideal este, bineînțeles, să facem mișcare dimineața. Dar programul de lucru al omului modern este foarte restrictiv și, din păcate, nu avem. Mulți dintre noi n-au această flexibilitate, n-au acest lux. Și atunci e bine să facem sport când putem să facem sport, în primul rând. Să ne facem răgazul de a... să ne câștigăm răgazul de a face sport și după aia mai vedem. Adică, pe măsură o să vezi că, mai ales dacă te înscrii într-un proces de ăsta de îmbunătățire a stilului de viață, după un an, doi, lucrurile merg mai bine. Ne reconsiderăm alegerile, ceea ce considerăm valoros în viața noastră se schimbă, ai altă viziune asupra importanței lucrurilor. Mie mi s-a întâmplat în momentul în care am intrat în mod activ și conștient, pentru că a fost un proces conștient, adică n-a fost doar ok, vreau să slăbesc și ok, vreau să arăt bine. La un moment dat am început să-mi pun problema la un nivel ceva mai profund și a avut loc o transformare a mea internă, la nivel de contact cu corpul meu, la nivel de valori personale. Și atunci lucruri pe care le consideram foarte valoroase au încetat să mai existe în viața mea, din punctul în care mi-am dat seama că erau doar niște chestii superficiale, erau doar niște lucruri care țineau mai curând de ego, de statut, de mă simțeam eu bine că, nu știu, dau banii pe nu știu ce haine și acum banii ăia și munca aia îi direcționez înspre timpul meu liber, înspre, poate prefer, de multe ori prefer să am o zi în plus liberă pe săptămână și să câștig mai puțin bani, pentru că ziua aia mă încarcă, am mai mult timp să fac sporturile care îmi plac, sau să citesc, sau să mă duc la un workshop de yoga, să mă relaxez pur și simplu. Adică îți reconsideri multe lucruri odată ce încep să lucrez cu tine și să înveți lucruri despre tine, ajungi să fii un om mai bun, dacă înțelegi ceva din procesul ăsta. În ultimul timp se tot vorbește și despre practicarea sportului pe dimineața, pe stomacul gol, pentru că așa corpul ar consuma din rezervele de grăsime. Este despre această metodă? Asta este o practică împrumutată de la sportivii de performanță, mai ales din zona de bodybuilding. Cei care fac bodybuilding și au nevoie își manipulează foarte mult corpul, sistemul hormonal. Pentru omul de rând, care nu are masa musculară a bodybuilderului, care muncește ani de zile să ajungă acolo, e o practică păguboasă din punct de vedere hormonal. Primăvara mai ales, acum cumva clientele noastre au învățat și oamenii încep să înțeleagă, oamenii care vin la noi încep să înțeleagă, dar mai acum câțiva ani primăvara aveam sezon de resuscitat în sală. Veneau nemâncate clientele, nehidratate corespunzător, pentru că de multe ori nu beau nici suficientă apă și normal că în momentul în care încep să fac efort fizic, nu foarte intens, dar intens, automat li se făcea rău. Senzația aceea că ți se accelerează pulsul, faci un pic de hipoglicemie, poate îți cade și calciul, ți se face rău. În cazurile severe poți să ajungi la spital. E o practică foarte, foarte rea. Eu nu o recomand deloc. Trebuie să mâncăm ceva și sunt foarte multe opțiuni, de la shake-uri proteice, la acele băuturi care înlocuiesc o masă, la un sandwich mic, adică o oră înainte de sport, da, când plecăm de acasă, să mâncăm ceva ca să avem un pic de energie la sport, mâncăm iarăși după sport. Astea sunt niște... Ce mâncăm după sport ca să ne maximizăm cumva rezultatele? Imediat spun. Depinde de ce tip de sport facem. Ideea este că toate aceste scurtături n-au unde să ne ducă bine. Deci tot ce încercăm noi să păcălim organismul și metabolismul, la un moment dat ajung în punctul în care nu ni se întâmplă lucruri bune. După sport și înainte de sport,
Depinde foarte mult de tipul de sport pe care îl facem, depinde foarte mult de obiectivul pe care îl avem. Deci aici e o discuție mai amplă, dar ca regulă generală, alimentația noastră, dacă se bazează pe legume, carne și o sursă de glucide cu absorpție lentă, cum este cartoful dulce, cum este, să spunem, pastele integrale, leguminoasele, dacă au ceva mai multe glucide. Deci trebuie să avem legume, un glucid cu absorpție lentă și o proteină de bună calitate. Nu avem cum să dăm greș cu chestia asta. E foarte mult folclor în zona de alimentație și lumea nu mai combină carne cu orez, nu mai mănâncă totul disociat, mănâncă toate felurile astea care sunt greșite complet, pentru că nu știu care vedeată a zis că ea nu mai mănâncă așa și nu are un argument în spate. Trebuie să mâncăm cu bun simț, pur și simplu. Problema nu este nu ni se trage de la un cartof pe care îl mâncăm împreună cu o bucată de ton. Ni se trage de la cartof prăjit cu ceafă la grătar. Dacă mâncăm un pește la grătar, da, să spunem, și cu un cartof mic fiert și copt și cu o salată mare, niciodată nu o să ne îngreșăm, niciodată nu vom avea probleme cu greutatea. Problema este că noi tot căutăm quick fix-uri și nu înțelegem că lucrurile de fapt sunt simple și rezultatele vin dacă zi de zi facem ceea ce trebuie. Nu dacă facem herup 2 săptămâni, normal că slăbești dacă mănânci numai frunze cu carne. Normal că slăbești dacă bei numai sucuri. Pentru că, în primul rând, te înfometezi, în primul rând pierzi apă din organism, pierzi glicogen, pierzi conținut intestinal. Dar nu ajungi, slăbirea nu începe așa cum mai bate din palme. Din momentul în care am început un program de control al greutății, durează 1-2 săptămâni până când începem efectiv să pierdem din grăsimea de pe corp. Până atunci pierdem apă, conținut intestinal, glicogen, ne deshidratăm, ne golim intestinele, corpul nostru începe în sfârșit să funcționeze, dar nu e grăsime propriu-zis, nu se slăbește atât de ușor, după cum nici nu ne îngrășăm atât de ușor, că văd foarte des văd comportamentul ăsta. Aoleu, am mâncat, nu știu, o pizza, mă sui repede pe cântar să văd cât m-am îngrășat. Păi nu o să vezi acum, o să vezi peste 2 săptămâni dacă te-ai îngrășat, nu acum. Dar cu mesele, cu numărul meselor, trebuie să ținem cont de 3 mese pe zi? Da, trebuie. E foarte important să mâncăm la intervale regulate. Actul digestiv este un act reflex, în primul rând. Corpul nostru trebuie dresat, da? Trebuie să mâncăm la intervale regulate, cantități constante de mâncare, da? Deci nu e ok să mâncăm o singură masă foarte mare, foarte încărcată pe zi și după aia să nu mai mâncăm deloc sau să mâncăm 2 mese foarte mari. Deci trebuie să mâncăm 3 mese principale și dacă simțim nevoia, 1 sau 2 gustări. Eu nu cred că omul care stă foarte mult la birou are nevoie de 2 mese, de 2 gustări și 3 mese principale. Mi se pare că e prea mult aport energetic pentru cineva care doar stă. Dar măcar 3 mese să fie. Poți să ne dai un exemplu de meniu pentru cineva care stă la birou? Păi, în primul rând, cineva care stă la birou ar trebui să-și controleze aportul glucidic. Adică cineva care stă la birou n-are de ce să mănânce zahăr, da? N-are de ce să mănânce dulciuri procesate, n-are de ce să mănânce făinoase albe în exces. Pentru că aia este o energie pe care noi o folosim în momentul în care facem activitate fizică constantă cu corpul nostru. Dacă am tăiat lemne, am putea mânca orez, pâine albă, cartofi, fără niciun fel de problemă. Dacă stai la birou și dai din degete, nu ai vreodată de ce să mănânci lucrurile alea. Și pentru cineva care stă la birou, aș spune să se axeze pe legume cu un indice glicemic mai mare, de exemplu să mănânce frecvent mazăre, să mănânce morcov, să mănânce rădăcinoase, să mănânce legume cât mai multe, tot felul de salate, pentru că automat stând mult la birou, tranzitul digestiv are mult de suferit și aportul de fibre este foarte important, să mănânce proteine slabe de bună calitate, în special pește de captură, carne de pasăre crescută la sol, da, dacă nu se poate organică, că nu toți avem posibilitatea asta, dar măcar să fie pasăre crescută la sol, să mănânce diversificat,
să consume regulat nuci, semințe, migdale în cantități moderate și să mănânce fructe de sezon în prima parte a zilei. Cam astea ar fi regulile, adică pentru cineva care petrece mult timp la birou, astea, covrigei, covrigi, paste, pizza, cartofi, orez, mai ales dacă, atenție, dacă mâncăm de la, de la restaurantele acestea care fac meniu de prânz, atenție, pentru că porția aceea de orez este cam de 4 ori mai mare decât avem noi nevoie să mâncăm și dacă facem mișcare. Deci sunt acolo 300 de grame de orez, n-ai ce să faci cu 300 de grame de orez dacă toată ziua stai la birou. Cum ai spus și tu mai devreme, după 30-40 de ani metabolismul începe să încetinească și e mai greu să slăbim, dar totuși care sunt soluțiile? Păi în primul rând e foarte, atunci chiar e important să facem sport, adică cele mai mari beneficii la începerea unui program de antrenament sunt în segmentul ăsta, 40-50 de ani, persoane care nu au mai făcut mișcare și se apucă de sport, deci au rezultate incredibil de bune și mai ales doamnele care fac sport, care încep să facă sport atunci, au rezultate foarte bune în ceea ce privește prevenția riscului de apariția osteoporozei. Văd foarte repede cum li se schimbă corpul, tocmai că n-au făcut mișcare și este o adiție foarte bună. Deci, după 40 de ani, musai de 3 ori pe săptămână antrenament. Ce fel de antrenament? Aceleași reguli se aplică. Mobilitate, antrenamente cu greutăți pentru masă musculară și antrenament cardio fără impact, pentru că deja după 40 de ani trebuie să avem mare grijă la articulații. Deci nu ne apucăm să țopăim, să sărim, să facem tot felul de antrenamente cu impact, pentru că o să ajungem să ne stricăm genunchii și coloana foarte repede. Dar putem să facem jogging ușor, da? Mersul acela alert. Putem să facem scări la Stairmaster, putem să mergem la clase de aerobic fără impact. Deci avem multe soluții de antrenament. După ce o persoană a reușit să slăbească, cea mai mare frică e să nu se îngrașe la loc. Și cum, să știi că cei mai mulți nu reușesc să se mențină. Exact. Păi cum? Aici intervine... Care-i secretul? Secretul este să testăm, pentru că nu există nicio regulă, din păcate, pur și simplu văzând și făcând. Eu ce le sfătuiesc pe clientele mele care au reușit să-și atingă obiectivul și, și vor să se mențină, este să practice politica pașilor mărunți, de data asta în sens invers. Adică, nu știu, poate în weekend ies în oraș, vor să mănânce ceva dulce, li se face poftă de ceva dulce. Să mănânce normal. Da? Deci, scuze. Să-și urmeze meniul normal și la sfârșitul mesei de prânz să introducă o jumătate de desert și să vadă cât de repede li se face foame după aia. Asta este un indicator al variației de insulină. Cât de repede a variat și a oscilat insulina. Au reușit la mesele următoare să conștientizeze că trebuie să aibă o alimentație echilibrată și să nu mai mănânce prostii? Da, ok, perfect. Pasul următor. Vedem ce s-a întâmplat cu greutatea. Vedem unde am mai vrea să mai avem un treat dintre ăsta, o tratație. Poate ne e poftă de ceva sărat, poate ne e poftă de ceva paste sau de ceva cu mai multe glucide. Și introducem așa cu mare, mare atenție câte o chestie pe săptămână și vedem cum ne simțim. Noi ce facem de regulă este că gata, ne-am urcat pe cântar, am văzut că ne-am atins greutatea, suntem foarte fericiți. Hai să ne recompensăm cu ceva. Hai să mâncăm niște prăjituri sau hai să mâncăm o pastă sau niște pizza sau hai să începem să bem alcool și începem cu foarte multe lucruri deodată. Deci, câte o chestie și oricum, ca idee generală, mai mult de 3-4 mese pe săptămână în care să facem prostioare cu alimentația noastră, nu prea ne permitem. Mulțumesc mult, cu drag, pentru informații. Îmi pare rău că am avut această voce, din păcate așa s-a nimerit, îmi pare foarte rău. Mulțumesc mult de invitație. Îmi mulțumesc și eu că ți-ai făcut timp. Cu drag, mai vin dacă mă mai chemați. Sigur. Mulțumesc pentru atenție, sunt Elena Oceanu și ne revedem miercuri viitoare.